Ce este creația dintr-un curs de miracole? Creația e suma tuturor gândurilor lui Dumnezeu, infinite la număr și pretutindeni fără limită. Numai iubirea creează și numai după propria ei asemănare. Nu a existat nicio clipă în care tot ce e creat de ea să nu fie existat. Și nu va exista nicio clipă în care ceva creat de ea va suferi vreo pierdere. Gândurile lui Dumnezeu sunt în vecii vecilor, exact cum au fost și cum sunt, neschimbate de-a lungul timpului și după încheierea timpului. Gândurilor lui Dumnezeu li se dă toată puterea pe care o are Creatorul lor. Căci El, Creatorul, vrea să sporească iubirea prin extinderea ei. În felul acesta, Fiul Lui este părtaș la creație și trebuie de aceea să fie părtaș la puterea de a crea. Ce Dumnezeu a voit să fie de-a pururi, una va fi tot una când timpul se va termina și nu se va schimba pe durata timpului, rămânând cum a fost înainte de a se naște conceptul de timp. Creația este opusul tuturor iluziilor, pentru că ea, creația, este adevărul. Creația este Sfântul Fiu al lui Dumnezeu, căci în creație voia Lui e deplină în fiecare aspect, făcând din fiecare parte o conținătoare a întregului. Unitatea ei e garantată de-a pururi, neprihănită, de-a pururi conținută în Sfânta Lui voie, mai presus de orice rău posibil, de separare, de imperfecțiune și de orice pată posibilă pe nepăcătoșenia ei. Noi suntem creația, noi, fiii lui Dumnezeu. Părem să fim distinți și inconștienți de veșnica noastră unitate cu El. Dar, în spatele tuturor îndoielilor noastre, dincolo de toate fricile noastre, există încă certitudine. Căci iubirea rămâne cu toate gândurile ei, siguranța ei fiind a lor. Amintirea lui Dumnezeu e în sfintele noastre minți, care își cunosc unitatea și uniunea cu Creatorul lor. Să fie funcția noastră doar aceea de a lăsa să revină această amintire, doar aceea de a lăsa să se facă voia lui Dumnezeu pe pământ. Doar aceea de a fi rădați sănătății mentale și de a fi doar așa cum ne-a creat El. Tatăl nostru ne cheamă, îi auzim vocea și iertăm creația în numele Creatorului ei, în sfințenia însăși, a cărui sfințenie e împărtășită de propria lui creație, a cărui sfințenie mai face parte din noi. Amin.